Băi, fraților, ce a făcut Băsescu din țara asta, vai de mine! Acum oricine trăiește cu impresia că poate foarte ușor să fie președintele României. Păi dacă Băsescu a reușit 2 mandate, păi orice șef de scară poate, nu? Și pentru că tot se discută zilele astea despre candidatura lui Ponta. Bă, acum serios, să fii Ponta și să vezi ce băieți s-au înscris în cursă pentru a ocupa scaunul de la Cotroceni. Nu e așa, bă, că nu ți-ai permite să ratezi o astfel de șansă? Adică, uite, Crin Antonescu, Răzvan Ungureanu ăla, Udrea, Predoiu, Predoiu, mă! Voi l-ați văzut pe Predoiu ăsta cât amenințător e? Cine apără corupții, este corupt. Premierul României apără corupții, deci, pentru mine cel puțin și pentru partidul nostru, este corupt. PSD-ul, în frunte cu Ponta, cu Ghiță, cu Dragnea, cu ceilalți corupți din PSD, funcționează după filozofia ori la pușcărie, ori la președinție. Sigur, domnule Predoiu, cine apără corupți, este corupt. Un nenorocit, domnule Predoiu, ori la pușcărie, ori la președinție. Și decât să conducă țara corupții, mai bine să o conducă fratele lui Daffy Duck. Sau pentru campanie aveți de gând să vă schimbați modul de a vorbi, domnule Predoiu? Că așa am aflat astăzi. Da, s-a dat la Disney Channel, băi. Cu acest dispozitiv ultra-sofisticat pot să merg înapoi în timp și să-mi promut cea mai frumoasă voce care a existat vreodată.